Bun, s-a întrebat astăzi Gavril Mârza cu ce mai apare președintele Băsescu la televizor, în presă, în general. Da, după părerea mea, președintele Băsescu nu mai trebuie să apară cu nimic, a apărut suficient. Traian Băsescu a dat două lovituri mortale celor care contra candidaților lui. În România există, la momentul acesta, Traian Băsescu și restul lumii. Restul lumii însemnă niște candidați care sunt puși acolo ori de decor, sunt candidați care poate vor, dar nu pot, sunt candidați tip iepure, cum este Sorin Oprescu, nu mai se face că el e mare candidat. Crin Antonescu, am și la el dubii că nu face jocurile lui Traian Băsescu și așa mai departe. Traian Băsescu la acest moment este desprins în câștigător sigur al alegerilor prezidențiale și Traian Băsescu a dat două teme foarte importante, cea cu drogurile și cu prostituția. Și acum, ieri a fost o lovitură năucitoare. Deci a fost cea mai dură lovitură pe care au putut-o primi cei care sunt împotriva lui Traian Băsescu. Din această lovitură nu se mai pot ridica, nu mai există timp suficient. Este ca la box, dacă îți dă cu 15 secunde înainte de gongul final, îți dă una în cap și te ridici tu cu 10 secunde, tot degeaba, pentru că meciul este gata. Rămâne ultima impresie. Traian, în două luni de zile nu se mai poate face, doar să se întâmple o minune, nu știu ce minune, dar ieri Traian Băsescu a mutat decisiv, pentru că Traian Băsescu nu lucrează după ureche, e el mai împrăștiat așa și mai nebunatic, dar lucrează cu sociologi și are acolo un sociolog foarte bun, domnul Lăzăroiu, care a fost șef la curs, parcă așa îi spunea institutului, și are niște oameni foarte buni sociologi și ei iau grupuri țintă, să vedem care sunt problemele, unde sunt nemulțumirile cele mai mari. Sunt judecătorii și Traian Băsescu a mutat pe judecători, i-a călcat în picioare pe judecători ca să facă, să se simtă românul bine, chiar dacă el direct nu are de câștigat de acolo. Și unde, care este cea mai hulită instituție din țara asta? Este Parlamentul, instituția Parlamentului. Cine sunt parlamentari? În opinia publică, parlamentarul înseamnă unul gras, corupt, nesimțit și așa mai departe, care nu face acolo nimica și trăiește din banii poporului. Și Traian Băsescu a mutat halucinant. El a zis, domne, reducem Parlamentul, îl facem din două camere ale Parlamentului, facem o singură cameră, din 471 de parlamentari facem 300. Păi poporul nu poate să fie decât bucuros. Sigur, el da, a mutat, a spus că facem referendum în ziua în care sunt alegerile prezidențiale și acolo, evident că cel care se revoltă împotriva Parlamentului și care vrea mai puțin parlamentarul să voteze automat cu Traian Băsescu. Că este o mare șmecherie la mijloc. Că dacă eu mă duc la referendum, Adriana, și votez, să spunem să rămână 10 parlamentari, nu 30. Dacă Parlamentul României nu aprobă această modificare, nu se întâmplă nimic. Dar pe Traian Băsescu nu-l interesează asta. Pe Traian Băsescu nu-l interesează cu adevărat să reducă numărul de parlamentari. Pe el îl interesează să câștige alegerile prezidențiale. Și prin mutarea, deci cred că o mutare mai bună ca cea făcută ieri, nu a făcut Traian Băsescu de foarte mult timp, dar nu cred, sunt convins. Și se întreba Gavril Mârza ce o să mai facă. Păi nu mai trebuie să facă nimic. Este suficient. Ama două luni de zile adversarii lui o să spună, o să vorbească despre droguri, prostituție. Că asta e demagogie cu Parlamentul. O să vorbească și atâta. Lumea mai rău o să enerveze cu uite ăștia sunt împotrivă. Și Traian Băsescu, acum el poate să meargă două luni liniștit. L-a băut whisky în Japonia și să vină după, dar nici nu trebuie să vină la alegeri, că el e ca și votat, adică să-și culeagă aplauzele. Deci nu mai trebuie să facă absolut nimic. Jocurile sunt, la acest moment când stăm noi de vorbă, ți-am zis, dacă nu se întâmplă o minune, jocurile sunt făcute. Voleiul sucevean e pe cale să revină în primul eșalon, cum frumos a exprimat colegul nostru de la Sport, Daniel. Jucătorii cred în promovare. Primul eșalon, da. Sponsori sunt? Sunt. Acum, voleiul este în situația handbalului de acum câțiva ani de zile, când puțină lume credea că se va întâmpla la handbal ceva spectaculos. Și tot a intervenit și la handbal mediul privat. Atunci, în momentul în care lumea nu prea credea în handbal, toată lumea e cu fotbal, știi? Și municipalitatea canaliza mare parte din fonduri către fotbal. Au fost câțiva investitori privați care au crezut în echipă și au investit în ea. Mă refer la General Construct, domnul Nuțu. Știu că cei de la Darex, George Petrescu, și au mai fost câțiva care au fost alături de echipă. Acum se petrece același lucru și cu echipa de volei. Iulius Mol
sponsorizează echipa. Știu că domnul Nistor și anul trecut a sponsorizat echipa, nu s-a făcut mare tamtam, acum este semnat și un act, deci eu cred că sponsorizarea... Se poate de oficială și de serioasă, da, treaba, nu? Păi a fost serioasă și când nu era semnat niciun act. Acum o să fie și mai serioasă. Da. Dar asta este rețeta câștigătoare, un parteneriat între o firmă privată și sport și după aceea autoritățile se mișcă mai greu decât sistemul privat și de obicei autoritățile vin mai pe final. Așa s-a întâmplat și la handbal, a început handbalul cu privații, a venit și municipalitatea. Acum ar trebui și municipalitatea să fie mai sensibilă la dorințele voleiului. Atât la handbal cât și la volei e mai ușor să ții o echipă de handbal sau de volei decât o echipă de fotbal. Este mai puțin costisitor și este culoarul mult mai bun. Pentru handbal s-a găsit un culoar favorabil. La volei culoarul este și mai bun că nu este un sport atât de iubit la noi și care se facă foarte multe performanțe. Și ar fi un culoar foarte bun pentru ca echipa de volei să revină în prima ligă și să facă performanță acolo. Mult succes le dorim. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!